Salutare tuturor și bine am regăsit la un nou episod de Minecraft. Dar de data asta o să încercăm să batem Minecraft-ul pe versiunea noob. Efectiv, suntem pe versiunea noob. Avem un data pack foarte, foarte util în momentul de față. Ne ajută super, super mult să terminăm Minecraft-ul mult mai rapid. Ca să vă faceți o idee, uitați-vă ce am aici. Am strength 5, absorption 2, rezistență 5, haste 2. Efectiv, avem tot ce ne trebuie. Și uitați-vă cât de repede se spargem. N-avem absolut nimic la noi în momentul de față. Și o să vedeți, avem și level 41 la modul ăla. Și o să încercăm să batem Minecraft-ul pe această dificultate de noob. Efectiv, practic, ca și cum am fi prima dată Minecraft. Să batem dragonul cât de repede posibil. O să ne facem aici un crafting table, pentru că așa este normal. Hai să luăm și un bloc de dirt. Așa, așa, lejer. Și acest bloc de dirt ne dă golden apple-uri. Și dacă băgăm golden apple-urile, mamă, ne mai dă. Mamă, ești nebun, ești nebun. Hai să facem niște stick-uri. Perfect, perfect, perfect. Aia zic. Din păcate, la unelte, ce să zic, mamă, dar de ce mai fac, mă, eu astea? Că nu știu de ce am mai făcut astea. Bun, hai să facem aici un topor. Mai luăm niște chestii. What? Ok, nu mă așteptam la asta. Voi vedeți cum spargem. What? Eu nu mă așteptam la asta. Chiar nu știam că face chestia asta. Data pe cu știam câteva lucruri, dar nu mă așteptam să facă atât de multe lucruri. Hai să ne ducem într-o mină, gen? Eventual? Uite aici. Mamă, cum sparg. What? Am văzut ceva Mă, se buguiește ceva, dar nu-mi dau seama ce. Se buguiește. Astea efectele pe care le am. Nu uitați să lăsați și un like, nu uitați să dați acolo un subscribe dacă nu sunteți abonați încă. Sunt la cămașă pentru că am prestanță și am fost la nuntă și am uitat să o dau jos. Are Curse of Binding, ca să înțelegeți. Bă, dacă sar eu așa de aici la mișto, nici nu am luat damage. Am înțeles. Hai să ne băgăm într-o mină, zic. Uite, am găsit niște cărbune. Mama, dă-mi și mie cărbunele astea să văd CV. Să văd CV aici. Ok, avem cărbune. Mamă, deci gândiți-vă, dacă sparg așa cu pickaxe-ul de wood, cum sparg cu rest? Ok, ne trebuie ceva iron pentru... nu ne dă iron-ul pentru că... Ok, make sense. Deci nu-ți dă iron-ul pentru că noi încă avem... Bă, dar de ce ai venit, mă, încoace? Băi, vere, băi. Așa. Oprește-te, te rog. Așa. Da, gen, nu ne dă iron-ul pentru că încă noi avem pickaxe de wood, ca să înțelegeți. Hai să ne facem acest pickaxe minunat. Bă, sunt curios. Da, mă, uite că avem efficiency 5, am breaking. Mamă, forță. Nici nu știu cât iron avem nevoie. Luăm și noi aici cât de cât considerăm. Facem un furnal să prăjim acest iron. Bun. Punem aici furnalul respectiv. Bun. Dar chiar e super tare data pe cu ăsta, frate. Opa, salut. Tu chiar crezi că poți să-mi dai damage pe dificultatea noob? Bun. Hai să mai explorăm pe aici. Mi-e frică să nu uit gen furnalul ăla sau ceva. Mamă, cum sparg, frate. Deci, uitați-vă puțin. Nu știu dacă are rost. Are rost să mergem după diamante? Nu cred că are rost să mergem după diamante, vă zic sincer. Chiar nu cred că are rost să mergem după diamante. Am găsit aici minunatul furnal. O să mai facem un crafting table. Am nevoie. Hai să facem un târnăcop. Ia să vedem. Are efficiency 5, am breaking 3. N-are rost să mergem după diamante. Ne-ar trebui mai mult iron în principiu. Salutare, domnul. Uite-l, bacul de ăsta de wood. Ați mai văzut așa ceva? Stai să mai iau niște cărbune. Ați mai văzut voi așa ceva? Ăsta avea... Nu avea fortune. Aveam impresia că cel de wood are fortune. Nu știu de ce. Dar nu știu. Nu cred că are rost să mergem după. Oh, hello. Hello. Ia uite pe piticul Vali Vigelie, tu ești? A picat Vali Vigelie, bă. Hai să luăm aici iron-ul, pentru că mai mult mă interesează iron-ul în momentul de față. Să ne facem unelte, atât. Ok, salutare, domnul Creeper. Nu prea mă interesează de dumneavoastră. Ok. Oricum, dacă pic... Ce s-a întâmplat acolo? Salut. Dacă pic în lavă, oricum nu o să ne luăm damage. Pentru că... Opa,
Ce-ai făcut, mă, piticule? Piticule, ce-ai făcut, mamă? Cred că e stratul 11 acolo jos. Am putea să căutăm niște diamante eventual așa rapid, rapid. Nu știu ce să zic. Hai să mai luăm iron-ul ăsta, că ăsta ne interesează acum în momentul de față. Avem 8 iron. 8. 8 iron. O să-l mai iau pe ăsta de jos. Da. Care e doar unul. Zic că efectiv nu-mi dau damage. Ok, dăm niște diamante. Să fiu fericit. Vreți să fiu fericit? Lăsați un like, băieți, dacă vreți să fiu fericit. Și diamantele o să apară. Nici nu pot să dea în mine. Voi vedeți? Nici nu pot să dea în mine. Cred că am... Da, am și fire resistance. Easy peasy, boys. Easy peasy. Dați... Ia uite, mă. Ia, îmi dau damage? Hai că îmi dau dacă e ceva. Hai că îmi dau dacă e ceva. Ok. Plecați de aici. Eu vreau niște diamante. Acum iau damage. Stai să bag încă un golden apple ca să nu mai luăm. Ia, bubuie, te rog. Wow, ce damage mi-a dat. M-a secat acest băiat nemernic. Bun. Da, am pierdut furnalul ăla. Vă zic de acum că am pierdut furnalul ăla. Ideea în felul următor. Hai să mai facem încă un furnal. Punem aici la făcut. Dăm jumate din ăstea. Facem torță, să fie torță aici totul. Așa. Și căutăm diamante. Dar ce căutăm atâția zombi aici? Zici că e spawner. Căutăm diamante. Dar cred că mai bine facem direct portalul. Ia uite că am mai găsit aici lac de lavă. Ia că caut aici diamante. Ia. Ne băgăm în lavă și căutăm. Ia uite-le. Ia uite-le cum stau. Opa, au picat în lavă. Au picat în lavă. S-a terminat. Ok, ok, ok. Am 4 diamante. 2 au picat în lavă. N-a fost cea mai bună alegere din viața mea, să fiu sincer. Dar aș vrea să-mi fac o sabie. Târnăcop n-are rost să faci. Pentru că n-are rost să facem târnăcop. Ok? Chiar n-are rost să facem târnăcop. A fost o mică greșeală. Mă uitam și eu acolo să văd câte minute am pe filmare și s-a produs un degajament a extorsiunii. Da. Oricum, hai să facem o sabie, pentru că restul, bă, e prea OP pickaxe-ul ăsta, nu-ți trebuie pickaxe mai bun. Ia să vedem ce avem pe sabie. 75, am breaking 3. Ok, 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 să zicem că e bine. Acum așteptăm să luăm astea. Ce facem cu diamantele astea, că nu avem ce să facem. Știi ce aș vrea eu să fac? O găleată, în primul rând, bam, 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 așa. Gravel, avem și noi pe aici gravel, 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 ați văzut un gravel? Bun, ai văzut un gravel? Bună. Ați văzut niște gravel? Nu vă supărați. Vedeți că efectiv nu-mi dau damage. Aș vrea gravel pentru Flinte Steel. Să aprindem portalul, să mergem în Nether, să căutăm alte portale și chestii de genul. Într-un final am găsit și gravel, dar nu asta este chestia majoră. Hai să spargem aici niște gravel să ne dea, cum se numește, flint de gravel, nu? Corect, corect, corect. Nu e asta chestia majoră. Uitați-vă ce am parmură, băieți. Protection 32.000. Păreri? Protection 32.000. Hai că am avut și armură. Dați-mi și mie, vă rog frumos, aici o bucată de flint and steel. De flint and steel, cum se numește, mă? Flint, deci eu nu știu să vorbesc. Ok. Da, iară trebuie să fac crafting table pentru că am rămas fără furnal. Ce ne trebuie, frate? Ne trebuie un shovel. Ok. Cred că ne-ar mai trebui un dusta și nu mai avem nevoie de iron. Ne mai trebuie fix un iron. Perfect. Deci nici nu mă mai întorc pentru alea, ești nebun? Chiar nu mă mai întorc pentru alea. Deci eu efectiv pot să not în lavă dacă vreau, ca să înțelegeți. Dacă vreau, îl not în lavă. Cam asta este situația în momentul de față. Dar situația este că nu avem un flint. Trebuie să ne dea un flint acest gravel. Și nu vrea să ne dea. Unde e gravelul? Uite aici, ia. Dă-mă, frate, un flint. Gata, boss. Gata, boss. Aia zic. Bun, facem flint în stilul. Unde este? Bam. Pregătim portalul. Am breaking 3. Ok. Avem un breaking 3 pe flint and steel. Am înțeles. Așa. Așa, perfect, perfect, perfect. Ideea în felul următor. O să vină așa, perfect.
Cred că mă descurc mai bine cu apă aici, pentru că oricum nu luăm foc. Ok, am prăpădit-o de aia. N-ați văzut nimic? Nu, 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 nu. De-aia nu puneam apa. De-aia nu puneam apa. Am pierdut și apa. Nu-mi vine să cred, I'm dumb. După 11.000 de ani, Doamne, m-am chinuit în viața mea să fac un portal. Atât. Dă-te, dă-te că nu mai pot. Dă-te că nu mai pot, frate. Doamne. Doamne, dați-vă. Acum caută fortăreața. Trebuie să căutăm fortăreața. Dați-vă de aici. Așa. Bun. Coordonate 38 cu 16. Ok. Nu-i problemă. Oh, hello. Am găsit și fortăreața aici. Mai luam niște gold între timp. Uite, pică lava în cap. Bă, nu-i problemă că n-am, gen, ne descurcăm. Ia uite. N-avem treabă, mergem cu lava, cu totul. N-avem niciun stres pe modul ăsta, frate. Deci n-ai nici cel mai mic stres, efectiv. Hai să urcăm sus de tot. Perfect, efectiv cel mai ușor data pack să termin Minecraft-ul. Așa, ce ne trebuie acum? Ne trebuie un spawner de blazuri. Poți te oprești? Mulțumesc. Spawner de blazuri, care ar trebui să fie în zona asta. Vin și aia pe mine, e super ok. Uite, spawner de blazuri. Așa. Hai să omorăm aici. Mamă, one hit? What? Efectiv one hit. Și o să spargem până facem rost de blazurile suficiente. Bă, aproximativ am făcut rost de blaze powder de ăsta. Ideea este că acum trebuie să facem rost de enderpearl-uri. Și nu știu cum o să fac rost de enderpearl-uri. Cred că în pădurea asta nu poți să găsești. Știu că este un biome mai exact. Dar am găsit și o chestie între timp. Voi știați că pe această dificultate, dacă găsești un diamant, practic găsești 9999 de diamante. Uitați-vă și voi. Iar la mișto. La mișto. Ok. Trebuie să căutăm acum. Așa, dați-vă la o parte. Trebuie să căutăm acum enderpearl-uri. Salutare, domnul Blaze. Dorești o bucățică? Poftim. Ți-am oferit o bucățică. Ideea e că efectiv nu putem să murim. Efectiv, vă zic, nu putem să murim. Dar ideea este că trebuie să găsim niște endermen. Și o să fie o problemă, pentru că e un... Știu că este un biome care crește rata de spawn a endermenilor. Și o să caut acel biome. Ia uite, am găsit și un chest. Ia, cine dă chestul ăsta? Golduleț, obsidian. Ia că poate mai facem trade cu piglinii. Știi? Că ne pot da și piglinii. Nu am gândit la asta. Așa. Ui! Nu am luat pic de damage, frate. Păi cu protection 3000... Nici n-ar trebui să ne luăm damage. One hit-ul ăsta. Bam. Aia zic. Luăm niște endermen și revenim. Mi-am găsit un nou prieten între timp. Ia uitați-vă aici. Din păcate n-am de asta să-l călăresc, dar asta este ce să facem acum. Am găsit totuși un bastion. Uitați-vă și voi la mine. Efectiv, înot prin lavă, băieți. Înot prin lavă. N-am niciun stres. Salutare. Bună ziua. Ia asta dă în mine? Nu, nu dă în mine. Ia uite ce vin pigmenii după mine. Băi, efectiv, cred că o să fac bastionul ăsta cu ochii închiși. O să fac bastionul ăsta cu ochii închiși. Gândiți-vă că bastionul e printre cele mai grele dungeon-uri, dacă putem să-i zicem așa. N-am găsit încă cum se numește, stai așa, spun așa, sub, perfect. N-am găsit încă biome-ul ăla de care vă vorbeam. Da, așa, să-mi iau și eu pickaxe-ul de aer, să săpăm aici, forță, forță, forță. O, oh, bine, bine, am găsit gold. Am găsit niște gold. Am mai găsit niște gold. Așa, și ne punem și căutăm chestii pe aici. Nu știu ce am putea găsi pe aici, habar n-am. Nu cred că putem găsi perle. Ar fi genial dacă puteam găsi perle pe aici. Dar ar fi interesant să vedem cum ne descurcăm în el. Eu încerc să mă duc cât de mult în mijloc pot. Cred că dau de mijloc, mă gândesc. Că e piatra asta așa gen spartă și chestii, nu știu.
Abar n-am, pare foarte, foarte aproape de mijloc. Haide. Big green steps. Ce se întâmplă pe aici? Am ieșit. Am ieșit. Dăm niște blocuri. Uite că am găsit ceva pe aici. Ia uite piglinii. Ia uite ce vin. Ei, pleacă de aici. De ce nu i-am dat one hit? What? Bă, vorbesc serios? Și trebuie să mă urc până... Wow, mulțumesc frumos. Ce îmi place Minecraft-ul. Am înțeles, băieți. Ce îmi place Minecraft-ul. M-am luat la bătaie, băieții. Ia uite. Ia că vin eu că le dau acum, fii atent. Bam, ia de aici, boss. Ia, ce-am găsit aici? Bloc de gold. Bun. Așa. Stai că am pârnai așa. Luăm obsidianul, eventual. Nu mă așteptam la asta. Ok, am ajuns la stronghold. Nu contează cum. Ok. Deci, am ajuns la stronghold, da? Bun, hai spune-o ăștia. Că nu mai pot. E cea mai ghinionistă hartă pe care am găsit-o în viața mea. Ok. YOLO, frate. Bun. Dăm niște gravel. Și hai să batem dragonul ăsta nenorocit. Îl batem numai cu sabia. Ok. Nu știu cum o să-l batem numai cu sabia, dar încercăm. Nu l-am bătut în viața mea numai cu sabia. Și efectiv nu știu cum o să-l batem. Cât am pe sabie? Am doar 75. Ok, o să fie amuzant. Chiar o să fie amuzant, sincer. Pentru că noi trebuie să ne urcăm de fiecare dată la ăstea aici. Și gen... O să fie amuzant. Nu știu dacă o să am suficiente blocuri. Sper să am suficiente blocuri și cred că o să mă mai și împingă. Uite, mai dă și damage în mine. Super, super, îmi place de dragonul ăsta. E cel mai șmecher dragon. Așa. Ia, asta ne dă damage? Oh, ne-a dat ceva damage. Vrei să te mint? Așa. Bă, pe aia a sărit direct. O vedeți pe aia? Vreau să sar direct în capul ei. Sărim direct în capul ei. Hai, vină cu-a. În gratile alea pic. Mamă, nu mă împinge, te rog. Ui! Nice, let's go. Hai să sărim de aici. Ne-am luat pic de damage, efectiv. Sunt curios dacă pot să construiesc cu gratile astea. Cred că da. Putem să construim, dar nu știu eu să construiesc cu ele. Asta este o diferență majoră. Bam. Și nu mai putem să construim momentan cu ele. Și asta o să facem cu fiecare tur. Ce m-am împins. Și asta o să facem cu fiecare turnuleț. Așa, ia. Vedeți încoa. Ia. Al treilea turnuleț. Și aia a fost. Am spart acolo, frumos. E bine că ne dă gratile astea, măcar atâta. Ok, deci pe ăla am spart. De fapt, 1, 2, 3, 4, 5. 5, deja 5. Oh my god, sunt cel mai bun player. Ok, o să le spargem pe toate și după aia cod la cod cu dragonul o să ne batem. Fără astea, fără regenerare. El nu mai are voie, eu mai am voie. Un turn mai avem și am câștigat. Am câștigat. L-am exterminat pe băiatul meu. Teseau aici niște netherrack, bun. Hai să dăm cu perla. Hai. Ok. Nu! Bun, hai măcar la jumate suntem. Stai că dă boss-ul cu de-astea în mine. Păi chestia că nu ne luăm damage, nu... Nu ți-ai damage, n-ai nicio treabă. Dar trebuie să ajungi cumva la astea. Ia. Boom. Let's go, nu mai are regenerare. Trebuie să vină nebunul încoace. Ia, vine încoace? Trebuie să vină încoace. Și eu l-aștept aici, pe boss-ul meu. Și eu dau direct cu sabia. N-am altă soluție. Pentru că n-am mark, n-am nimica. Uite ce dă ăsta. Ia, îmi dai damage? Hai că îmi dă damage. Unde ești, boss? Hai, dă-mi coa. Imediat o dau parte în parte cu el și vă arăt care e mai boss. Așa, ce rezolva dacă ai dat? Bam. Unde ești, boss? Hai, te aștept jos. Vine acum oare? Nu cred. Nope. E timpul meu, băieți. Îi dau la coadă sau unde trebuie să-i dau? Am înțeles. A plecat. Deci eu am așteptat 10 minute. Uitați-vă ce e aici. Eu nu mai pot. Băi, dar lasă-mă și tu că... Băi, deci mi-a făcut episodul ăsta un nervi. Niște nervi. Hai că un nervi. Mi-a făcut episodul ăsta niște nervi.
Haide, bossule, vino aici, te rog eu, hai să ne batem cu ăla cot. Te rog să-l bat odată, hai, vino încoace, boss. Vino încoace, nu mă mai împinge. Nu, am zis să nu mă mai împingi. Uite, nu pot să-l bat. I'm done, boys, I'm done. Sper că a plăcut episodul ăsta. Nu mi-a mai făcut de mult nerv la un episod de genul. Sper că... Normal că dă în la mine. Nu uitați să lăsați un like, eu am fost Sinner și m-am salutat. Pa, pa!